Una dintre cele mai căutate specializări pe piața muncii este balneofiziokinetoterapia și recuperarea. Fie că ajung să lucreze după absolvire în clinici de recuperare, în stațiuni de tratament sau în cabinete de cosmetică, persoanele care aleg să urmeze acest program pentru studiu la Universitatea Polonia beneficiază de o platformă de instruire practică dotată cu aparatură de ultimă generație. Balneofiziokinetoterapia este specialitatea medicală care utilizează în scop terapeutic agenți fizici și balneari naturali sau artificiali. Programul de balneofiziokinetoterapie din cadrul Universității Apolonia, Facultatea de Medicină, beneficiază de o platformă de instruire practică bine dotată cu aparatură de ultimă generație care asigură studenților o bună instruire atât teoretică cât și practică, având la final niște absolvenți foarte bine instruiți și foarte bine pregătiți pentru piața muncii. Specializarea a devenit în ultimii ani pe piața din România și pe piața din Europa o specializare foarte căutată. Avem studenți din Uniunea Europeană, precum Italia, Franța sau Grecia. Absolvenții universității pot activa atât în spitale, cât și în cabinete particulare, cabinete private. Pot aborda atât terapii complexe, gen robotică, recuperare în ATI, sau recuperări simple, de facturi, de implanturi, în urma unor implanturi, recuperări respiratorii. Am achiziționat, de exemplu, un aparat de magnetoterapie, un aparat de posturograf, diferite mese de masaj, biciclete ergonomice specifice kinetoterapiei. Cadrele didactice ale Universității Apolonia îi învață pe studenți care sunt cele mai bune terapii folosite în această ramură. Profesorii le împărtășesc celor care vor să devină kinetoterapeuți cele mai moderne tehnici care se utilizează în acest domeniu. La Universitatea Apolonia din Iași, studenții învață de la primele cursuri de laborator ce înseamnă o evaluare și o diagnosticare corectă a diverselor tulburări de mobilitate. Majoritatea colegilor mei sunt specializați în disciplinele pe care le predau, cu doctorate finalizate sau în curs în medicină sau în biologie sau în domenii conexe kinetoterapiei. Joburile sunt dintre cele mai diverse, atât în spital, cât și în cabinetele de recuperare, în cabinetele de înfrumusețare sau în clinici de cosmetică. Doriți să deveniți adevărați specialiști în balneofiziokinetoterapie și recuperare? Programul de studiu balneofiziokinetoterapie și recuperare a Universității Apolonia din Iași este cea mai bună alegere.